Un cerc cercat din cerc cercel să-și facă. Cine are interes ca această confuzie să dănuiască? Cel pe care l-ai mai văzut și ieri, a? Desigur. Bietul animal, tot mugește, tot umblă de colo-colo. Argumentele tale sunt precise, exact, te lovesc în 10. Mă bag în rânza ta și ți-o scot afară. Dar de bună să te sărut. Asta e. Că m-am săturat de tine până în gât. Numai Marina este onestă în Anglia. Firește. Ia zice, și atunci la ce concluzie ajungi?
Deci ăsta e rezultatul a unei discuții. Deci nu te întoarce spre ea, nu îi spune direct. Concluzia e mare. Deci e rezultatul a ceva. Noi din toată afacerea asta vreau să-ți spun că toți medicii nu sunt decât niște șarlatani. Și tu nu te întorci și spui că ești bolnav. Întotdeauna etatea persoanelor decedate, niciodată a noilor născuți. E absurd. De la Cușca până la Vladivostok, tot rău și rău, și aici, în insulița asta, să meargă bine, ar fi un bine, așa că numai să nu meargă prea rău, că atunci când merg prea rău, nu se urne deloc, deloc. Hai să nu ne revoltăm, că nu are cine auzi, ne putem revolta numai noi contra noastră, să vedem concret cam ce este de aceste două zile cât a mai rămas. Ce vreți să lăsați voi la plecare, doleanțele, ca aici să se producă? Și, în general, ce aveți de vorbit? Se poate dovedi că progresul social e mult mai bun cu zahăr. Banii de care teatru are nevoie, eu am să fac tot posibil să-i aveți. Să nu umblați cu mâna întinsă. Să nu cerșiți. Adevărata interes! Cine are, deci, interes? Cine are, deci, interes? Ca această confuzie să vedească! Să plecați, sau mai exact să încheieți acest contract de lucru. Știți vorba noastră, nevoia te duce tu unde nu ți-e cu voia. Deci a fost rezultatul unei căutări a trupei de a-și găsi un local, un spațiu, care am înțeles că aici, la Chișinău, nu ne-o poate oferi nimeni. Deocamdată, sper. Și dat fiind că undeva în țară, în țara noastră,
Există un asemenea local. Am găsit oameni susținători acestei idei de a veni, de a inaugura un teatru în România. Adică am găsit susținători chiar în România. Original din Manchester. Ce ciudat! Ce ciudat! E îngrozitor să mă gândesc la una ca asta. E îngrozitor. Tu mi-ai impus totul. Până și pasiunile tale. Sufletul tău s-a stricurat în mine. M-a sfredelit. Și s-a stricurat în mine. Și-a făcut rost. Cine a rost ca această confuzie, dacă să mai adânc în mine? A vrut să fug de tine, dar n-am izbutit. Erai veșnic în preajma mea, încolocindu-te ca un jarbe, cu ochii tăi negri, ca să mă farmeci. Și eu simțeam cum mi se zbat aripile în aer, fără să mă pot înălța. În viață trebuie să privești. Aveți noastră ceva probleme care vă frământă acum, este bine să le știu. Și vreau că există. Înțelegeam ieri că chiar multe. Ce trebuie să mai știți? Deci, atâta timp cât am acceptat să lucrez în această calitate, voi face tot ce ține de mine. Dar important să știu de la noastră care sunt dorințele noastre. Și că nu sunt eu cel care le va împlini pe toate. Să zicem că ne-am cunoscut, intențiile o să le aflăm pe parcurs,
Am zis că sunteți dumneavoastră plin, plin de bune intenții și eu contribuie dacă vreți dumneavoastră senator, de plin de bune intenții, important este să le și concretizați. Asta este. Domnul Godon mi-a spus să vă spun că astă seara nu o să vină, dar că mâine vine la sigur. Vreau să fiu realist! Îmi spun că nu există vicii reale în ceea ce vine de la natură. Natura! Morală de dante, naturală! Tot ce e omenesc e onorat. Oamul! Să nu mai aud de cuvântul ăsta niciodată! Niciodată să n-aud! Niciodată! Niciodată! Seala nebună. Mă simt singur. Singur ca o fiară. Hei, oameni buni! Pe cine-i chem? Venim. Totul e subiectiv. E foarte subiectiv. Dar asta... e concepția mea despre lume. E visul meu. Idealul meu. Și apoi asta ne amintește că trebuie să plec. Trebuie să plec. Trebuie să plec. Bine că mi-am adus aminte. Și cântăreața cheală... Thank you.